Casă de lux în câmp. Astăzi reacționăm la casa lui Dorian Popa. Dacă apreciezi ceva la Dorian Popa, este modalitatea în care își pune amprenta asupra fiecărei proprietăți pe care o construiește și a atenției pe care o are la detalii. Din ce am văzut în trecut, își schimbă frecvent îmbrăcămintea casei după momentul anului și după zona sufletească în care se află în acel moment. Probabil a văzut multe, a umblat prin multe locuri, a studiat, nu văd decât bun gust, niște culori care dau bine, insistă mult pe detalii, desigur insistă și pe garajul său, dar nu am decât să îl laud pentru ceea ce a creat în imobilul pe care ne-l prezintă în videoclip. Este o casă de 800.000 de euro pentru că și-a pus amprenta pe detalii și sunt oameni care sunt dispuși să plătească pentru bun gust și pentru detaliile alese cu bun gust. Într-un viitor foarte apropiat vă voi prezenta eu un duplex în care Dorian Popa s-ar muta și mâine. Nu este chiar la 800.000 de euro, este la 2 milioane și jumătate plus TVA, dar Dorian Popa s-ar muta și mâine acolo. Un imobil penthouse, etajele 20 și 21, mobilat, complet și utilat, Roberto Cavalli, doar finisajele costă 630.000 de euro plus TVA la această proprietate de 400 de metri pătrați. Dacă nu este pe gustul lui Dorian, îl prezentăm în varianta Versace și cu siguranță l-ar lua. Putem îmbrăca acest apartament care momentan e la Stadiul de Alb în Dior, Versace sau Roberto Cavalli. Oricât ați comentat de Dorian, da, la construcții se pricepe și probabil în jurul lui și-a luat oamenii care să-i dea cele mai bune sfaturi. Pentru că la urma urmei asta este important. Nu poți să le știi pe toate, ci să apelezi la oameni care pe specialitatea respectivă sunt calificați. Nu uitați, scrieți în comentarii altă vedetă, ori alt influencer. Voi găsiți casa, eu reacționez la ea.